este formă. unul din cele mai mari secrete din industrie. <laughs> Când știi că ai descoperit o poveste care merită spusă într-un film? Nu știu că sunt trei scritori în România care trebuie în scris. Marea majoritatea scriitorilor au alte joburi. În păcate că în România nu mai ai achizitori în afară de Netflix. Te duci... Doar Netflix. Disney nu există, Amazon nu există, nu mai există nimeni. Și normal că e greu să negociezi cu cineva care e singur achizitor. Nici nu mi-a trecut în cap că aș putea să fac filme în altă parte sau despre altceva decât despre ce se întâmplă în București. Dacă ne uităm, zic trei titluri. Două lozuri team building Miami Beach. Ce contribuții aduc artei cinematografice din țara noastră? Salutare tuturor și bine v-am găsit! Invitatul meu la Dialog Liber este Bogdan Teodor Olteanu. Bogdan este regizor și scenarist. Discutăm astăzi despre cum ajunge un film pe Netflix, dacă e posibil să faci filme cu substanță, dar care să și aducă oamenii în sălile de cinema, și ce ne lipsește astăzi în România ca să devenim exportator cultural de succes. Eu sunt Teodor Căteniciu, începe Dialog Liber. Bogdan Teodor Olteanu, bine ai venit la Dialog Liber, mă bucur să te văd, ce faci? Bine fac. Uh, muncesc, pregătesc o filmare, mă plimb în oraș, caut locații. Și cum spuneam un pic mai devreme, ești efectiv probabil singurul bucureștean care nu merge prin oraș cu mașina, felicitări și cum, cum reușești performanța, nu ai nici carnet, înțeleg. N-am nici carnet. De ce a fost o chestie personală? Știi că la, nu știu, când am făcut 18 ani, fără 3 luni, când a devenit legal în prima zi, am înscris la școala de șofer, era, nu știu, atunci așa, când eram eu tânăr. Nu, am crescut destul aproape de centrul Bucureștiului, școala l-am făcut-o la fel și, <coughs> na, nu am simțit nevoia asta în un fel. Bravo -ție. Și M-am angajat în tot felul de locuri unde există o mașină extra transport, da. deci nevoia a fost și mai mică. O lecție de deci învățat nu... pentru pentru mine cel puțin nu, în, în subiectul ăsta. Hai să o luăm de la început. Vorbim astăzi despre filme românești, despre industria filmului, despre ceea ce faci tu. Uh, ai o carieră dacă îmi permiți o metaforă, ca o, un circuit de Formula 1. Multe viraje, ai uh, trecut prin foarte multe lucruri, de la sport profesionist, ai jucat rugby. Uh, ai fost jurnalist de investigație, ai uh, făcut publicitate, consultanță politică, teatru, unde ai făcut și scenariu și regie în continuare Și teatru. faci în continuare, da. dar uh, ești, să spunem, un pic mai cunoscut, cel puțin de mine, așa am descoperit ceea ce faci tu și, și pe tine Prin filmele tale, și regizor și scenarist de film Taximetriștii, Claus și Barroso sunt cele mai recente pelicule Filmul, în general, ajunge la mai mulți oameni decât teatru Ceea ce e e da. în pentru că filmele tale cred că au și bătut niște recorduri, dacă nu mă înșel. Ca oameni care au fost la cinema în top 10. Nu, au bătut. Taxi. Ai, da, au intrat au intrat în niște topuri așa, dar sunt niște topuri uh, care o să dă sărace încă ție, râșine, stelaus, că ești în încăție, rușine lauzi la ești ele. Hai să aflăm de ce. Despre asta povestim astăzi. Începem cu uh, întrebarea ediției, întrebare care o pun în special pentru audiență, dar te voi lăsa și pe tine să răspunzi la ea. Uh, care este cel mai bun film românesc pe care l-ați văzut? Spuneți-ne în comentarii și de ce, uh, în câteva propoziții. Uh, într-o săptămână de când publicăm episodul, uh, vom trimite cartea ediției, despre care vom vorbi astăzi în episod, Creativity, Creativitatea de Mihali Cixen Mihali, un nume care ți umple gura când îl spui, dar o carte foarte bună, una dintre cele mai bune cărți pe care l-am citit anul ăsta. Deci, care este cel mai bun film românesc pe care l-ați văzut și de ce? Spuneți-ne în comentarii, într-o săptămână mă uit prin comentarii, cele mai bune trei răspunsuri o să le alegem în funcție de. Uh, să spun efort, nu în funcție de filmul pe care îl alegeți. Uh, vom trimite cartea către voi. Mă întorc către Trinion în Bogdan. Uh, începem de aici. Uh, care este cel mai bun film românesc pe care l-ai văzut până acum? Uh, e greu dat un răspuns la întrebarea asta că filmele sunt. Uh, sunt de multe ori și dependente de contextul și de vremea în care au fost făcut. Unele îmbătrânez mai bine, altele mai puțin bine. Și, nu. Sunt canonizate într-un fel sau altul, prin felul în care sunt uh, admirate, și sau nu, de critică, prin felul în care sunt studiate. Pentru mine, dar da, da, să spun că de, nu știu cum să subliniez cât de multe la persoană întâi ce spun, este morta doamnei Lăzărescu de Cristi Puiu, care mi se pare că definește o epocă și mi se pare că. Stabilizează niște idei despre film pe care el înunțase deja în marfa și banii, și care definesc, pe urmă, cel puțin următorul deceniu de cinema românesc. Acest nou val despre acest care se, val tot se vorbește da. uh, și vreau să aflu de la tine astăzi, un pic mai târziu, um, cum ce se mai întâmplă cu acest nou val, cât de relevant mai este astăzi, dacă este un alt nou val care vine din urmă și uh, ce îl definește, Dar hai să începem un pic de la originile tale în lumea filmului, pentru că documentându-mă pentru episodul ăsta, am aflat de cinemau Gloria. Ce reprezintă pentru tine acest cinema? Ce legătură a avut cu pasiunea ta pentru film? Pe primul loc în care am văzut filme, că mă duceam foarte mic acolo, la 5 ani, 6 ani, prima cu părinții și am descoperit un, am descoperit un, un short am am descoperit cum pot să intru fără să mă vadă plasatoarea. Fără să plătești. <coughs> da, și atunci mă duceam, practic în fiecare seară și vedeam cum se făceau programările atunci și era câte un film pe săptămână pe care îl vedeam de șapte ori. <laughs> Pentru că era fascinant că poți să intru în sală fără să plătesc. <laughs> și care era secretul? de trecurai prin... Da, în fine, era un, un soi de, de gar metalic uh, care avea o porțiune mică între el și perete suficientă pentru un copil de șase ani să strecoare pe acolo. Nimic, uh, nimic în cala pasiunii nu, 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 nu. Nu, uh, nu și nu ai nimic extrem de spectaculos, adică nu făcea nicio aventură. Pur și simplu profităm de neatenția ei, mai minte care ce... s-au uitat la adulți. <laughs> <laughs> mai ții minte ce filme vedeai atunci? Ce... Știu că primele pe care le-am văzut uh, au fost uh, niște filme din seria cu Bud Spencer, cu piedone, piedone în Egipt, uh, piedone, nu știu care, piedone nu care, sunt vreo patru sau cinci filme în seria aia, știu că niște săptămâni la rând, în, în vara aia, au fost toate programate și ne-am văzut toate. Uh, îți spuneam uh -huh. că dacă asta e sursa, să spun, pasiunii tare pentru film, n-ai ajuns la film foarte rapid. Ai trecut prin foarte multe lucruri, prin foarte multe cariere. Uh, cu, ce ai luat de pe traseul ăsta, uh, care este cât se poate de cu serpentine, cu întoarceri, cu ce ai învățat din jurnalism de investigație, din ruibi, din publicitate pe care le aplici astăzi ca regizor de film? Știu sigur că am învățat lucruri, că nu m-am, născut așa cum sunt. Nu, mi-e foarte greu să fac... Adică pot să determin niște lucruri, pot să văd, nu știu, că rugby m-am învățat un soi de disciplină, un soi de etica muncii, un soi de respect pentru munca în colectiv și munca în echipă și pentru Capacitatea de a-ți analiza limitele, să vezi cât poți face singur și când nu poți singur, și e, e esențial să știi care sunt limitele astea. Uh, Probabil de la investi. în jurnalism am învățat să mă documentez, ceea ce e o deprindere, deprindere ușoară și am rămas și cu diverse cunoștințe care îmi folosesc ca acum când scriu. <coughs> nu știu, am un proiect la care și care este un film care să petrece în lumea poliției, nu e un film polițist, o dramă, dar să petrece în lumea poliției și mi-a folosit că am lucrat pe poliție, eu știam oameni, am avut ah. cu cine să vorbesc, am avut uh, iar cu cine să mă... am și șorcaturi în documentare. În bulgăte nu știu ce am văzut. <laughs> am Înțeleg? să să piciesc. Care, spun că e foarte important în este, industria filmului să ți este, vinzi ideile, poate da. nu știu, o să îmi spui tu că de multe business, că de multe artă în ceea ce faci tu. Este, este, este important. Uh, da, ai, ai, menționat un pic scrisul. Înțeleg că scrisul, poate înainte de ideea să devii regizor, tu ai scris practic tot timpul, toată viața de când erai copil, înțeleg, scriai. Din adolescență scriam, am participat și la niște cenacluri, mai citeam... Uh... Nu mai ajungi la un cenaclu, de, adică nu știu dacă era cool atunci. Eu când eram în liceu, nu, mi, nu am cunoscut pe nimeni să meargă la cenaclu, adică mi se pare un pic in, interesant că ai ajuns la un cenaclu. care e povestea acolo? Primul cenaclu la care am ajuns era un cenaclu SF, ceea ce era cât de cât cool, <gdock> că citeam SF pe vremea aia, de-abia apăruse colecția de la Nimira Armada, mm -hmm. primul, primul volum apărut în Armada a fost Dune, care m-a fascinat pe vremea aia. și păi mă cred că primele 40-50 de volume le-am colecționat așa cu, cu Sfințenie și le-am citit pe toate și e, nu mai țin minte foarte exact care a fost de declanșator, am ajuns cu un soi de prieten am scris niște lucruri, am primit un soi de validare care probabil m-a ajutat și am continuat să scriu. De atunci încolo, fără mare. Dar bă, era o chestie destul de instinctuală, adică nu aveam un plan, nu scriam și trimiteam undeva, nu. Mm. Mi-am aruncat foarte multe lucruri pe care am scris. Uh, era undeva așa, in the back of my mind, ideea asta că eu mă fac scriitor și că într-o zi o să public, dar nu aveam un plan. Era doar instinct. Să spun sincer, mai așteptam să spui că te-ai dus inițial pentru fete la Ceraclu, dar că mă gândeam, nu știu, demografica era, dar apreciez că te-a ghidat, te ghidat și pasiunea. Nu exclud, adică nu, că printre ce m-a ținut acolo era și... Okay. eram la o vârstă la care fetele erau un motivator foarte important. Um, ok. Ceea ce mi s-a părut iarăși foarte interesant la background-ul tău. Ai făcut toate lucrurile astea, dar ai decis să nu mai continui educația formală după liceu. Dacă înțeleg corect, tu nu ai fost uh, nici înscris la o facultate sau nu ai nu, terminat, nu, în orice nu. caz, nicio facultate în nu. în domeniile astea. Nu uh, niciun domeniu. Uh, de 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 ce care a fost gândirea ta pentru că nu știu, ți-a plăcut școala în sensul formal care? nu mi-a plăcut. Școala, nu, cu școala nu m-am înțeles absolut deloc niciodată. Am început să am repetențe la o vârstă foarte mică. A uh, dintr un fel de teribilism așa, și de revoltă. Uh, psihanalizabilă cu mintea de acum, dar ăsta e alt al subiect. Um, și m-am lăsat de... -am, na, liceul l-am făcut în șase ani, am rămas repetent, am trecut la seral, adică a fost o... A fost o întreagă strămi și liceu și porma nu a fost... <gântu -i> mi -am, mi am epuizat toate resursele de a avea contact cu, cu mediul formal de învățământ. Îmi imaginez însă și văd, evident, prin ceea ce faci, că ai învățat foarte mult independent. Deci, da. pentru tine, învățarea și școala au fost cumva desprinse. Da. Spune-mi un pic despre cum arată procesul ăsta al tău de învățare. Cum ai uh, devenit abil în toate cariera asta pe care l-ai avut tu, tu pe cont propriu? Dar nu a fost niște chestie, că nu au fost niște lucruri de premeditate, că am avut un soi de curiozitate care mă făcea să citesc foarte mult și foarte divers și. Um, mă plimbam așa, ca pe, cum te plimbi acum, ca prostul pe Google, din link în link, până îți umpli ecran de taburi, așa mă plimbam eu până cărți și până, biblioteca familiei și până alte cărți. Iar pe urmă, după ce ajungeam să mă apropii de un domeniu, îl studiam un pic mai aplicat, adică căutam materialele fundamentale care au legătură cu domeniul ăla. Nu știu, familia ta vine din arte? Din... Nu. Ai avut în nu neapărat, nu. nu. Nu, dar au fost și oameni pasionați de de lectură, au citit, au, mm. au avut o bibliotecă mare. E, e foarte interesant în cartea ediției, în Creativity, uh, Mihail Icicisă Mihali, uh, practic el urmărește viețile și uh, intervievează așa pe larg uh, oameni pe care noi am considerat creativi, dar din locuri complet uh, diferite. Un laureat al Premiului Nobel în fizică, un uh, scriitor faimos, un uh, om care conduce o companie de zeci de mii de oameni, dar o face la scară. Sunt sute de oameni mm. uh, cu astfel de profile pe care urmărește și începe din copilărie cum arăta copilăria lor, cum arăta situația familiară, ce s-a întâmplat cum au fost elevi buni, au fost elevi buni bun. și merge așa pe parcursul vieții, până la bătrânețe și încearcă să înțeleagă dacă există și descoperă că nu există nicio regulă sunt anumite <laughs> lucruri, în mare da, în mare nu ești de parte de adevăr, o regulă clar nu există, dar există foarte multe insight-uri, așa, frânturi din care poate putem să învățăm și una dintre astea pentru că asta mi-a atras atenția la ceea ce ai spus tu este curiozitatea chiar dacă e în afara mediului formal, care se traduce de obicei în citit. Mulți dintre ei, chiar dacă s-au revoltat împotriva școlii, și sunt destui care s-au revoltat, uh, citeau foarte mult independent. Învățau și practicau în, uh, în uh, să spun, laboratorul propriei experiențe. Uh, deci uite o mică trăsătură da. dacă vrem de început a creativității. Uh, tu ți-ai format astăzi un proces pe care încă mai ai? De exemplu, ai o, nu știu, o, ag o agendă mică pe care o porți în buzunar, undeva văd că ai pixul acolo, să dacă îți vine acum inspirația. Cum îți gestionezi partea asta creativă? Adică scrii undeva toate ideile, imediat, fizic? Cum arată pentru tine gestionarea procesului creativ? Uh, păi am două, cum să, cumva tot ce-mi trece pe în cap, uh, um, creativ, să zicem... Uh, fie îmi notez într am un soi de jurnal de idei și de insight-uri și de imagini și de lucruri care mi-ar putea folosi și care e așa foarte destructurat uh, dar pe de altă parte uh, mintea mea funcționează foarte focusat în momentul ăsta pe proiectele pe care le-am deschis, adică dacă știu, nu știu în momentul ăsta lucrez la 5 filme în diverse stadii, de la unul care se află finanțat la altul pe care nici nu l-am terminat de scris, la altul pe care o să-l filmez, adică sunt așa și am în momentul ăsta aceste cinci foldere care sunt cinci filme, plus încă vreo două foldere care sunt piesă de teatru. Aici te refer efectiv pe calculator sau le-ai fizic undeva? E, și pe calculator, dar mai important ne am în mintea mea și probabil că 90% din ce observ sau ce generez se leagă cumva de, de, ele, să duce cumva în direcția aia. Dacă, și dacă citesc o carte nouă și văd o idee care mă atrage atenția, inevitabil va rezona cu ceva de în folderele alea. Mm -hmm. Adică e destul de. poți să-i zici, focusată sau limitată mintea. <laughs> și când ai foldele alea deschise, e greu să mai gândești și, și în afara lor. Adică e... Dar înțeleg că e cumva bazat pe serendipitate procesul ăsta al tău, în sensul în care, nu știu, eu acum căutam, îmi țin mult notițele în Google Keep, care, mm -hmm. mă rog, simplu, mm -hmm. rapid. Uh, și acum mă gândeam că am deja de ani de zile notițe, diverse idei, dacă pot să folosesc inteligența artificială, să le cumva să le pun în secțiuni, să mi le clarifice, că e mult volum de informații, uh -huh. înțeleg că în cazul tău e destul de analog situația. Da, da, da. Nu, și eu folosesc, na, folosesc notes, folosesc ca am niște un Google Doc și un... mii de notițe în notes în telefon. Um... Dar mă, îți răspundeam cumva mai legat de cum îmi funcționează mintea zi de zi și că de fapt nu am foarte multe notițe de făcut în afara a ceea ce lucrez, că am atâtea multe lucruri la care lucrez, că se vor duce acolo toate resursele de creativitate, imaginație, curiozitate uh -huh. și orice mi-ar din exterior să leagă cumva... Când scrii, acolo. ai așa tot o bulă în care intri, o anumită oră, un anumit loc, un anumit... Nu, nu N am niciun soi de ritual, singura nevoie pe care o am este de timp nestructurat, adică mi-e foarte greu să scriu să zic am o oră sau am două ore, am nevoie de bucăți mari de timp. ca să am... Și pentru că încerc să scriu într-un proces care să nu fie foarte structurat așa, foarte ca la manual mai degrabă să mă las un spațiu mare de joacă și de explorare și asta cere timp, cere un pic de, de relaxare, nu poți să faci chiar la minut. Uh -huh. Dacă scriu lucruri mai, mai meșteșugărești, am de exemplu de rescris un text sau de corectat ceva, sau mi-e mai ușor să lucrez și în hălci mici de timp, că eu De obicei e un scenariu pe care îl stăpânesc foarte bine, sunt al treilea draft, deja operez într-o zonă care poate să fie mult mai mesteșugă, că trebuie să scurtez, că trebuie să lungesc, că n-am bandă, mm -hmm. 20 de locații și îmi trebuie 18 și mă gândesc la care două renunț și cum iau informația din alea și o pun în alea 18. Astea sunt niște lucruri pe care le pot face și mai ca la birou, așa. Dar prima fază de creație chiar trebuie să ia loc niște timp și presupun că scrii pe laptop, poți deschizi MacBook-ul și dai. Uh, da, da, da cum scriu pe... Și că -a... sunt unii, vor neapărat cu stilou? Cu... Nu, cu... am da. un soi de pregătire pe care o fac pentru, pentru, scris, pentru scris efectiv, și pe aia o scriu, o fac cu pixul pe, pe hârtie. Adică, așa, nu știu, scriu povestioare despre personaje care nu au legătură neapărat cu filmul, ca să le cunosc mai bine. Îmi pun diverse întrebări la care îmi răspund, de că e tot o fază de cunoaștere a lumii și a personajelor, la care nu am nevoie de laptop. Oamenii mai ușor în laptop, mai structurat e mai. Mm. Aș vrea să ne învârtim un pic în jurul subiectului de, de educație formală în continuare, pentru că uh, un, un lucru care l-am observat în general la filmele tale este că folosești mereu actori profesioniști. Nu lucrezi cu, nu știu, cântăreți, personalități, influențări. Vrei oameni care au făcut școală de actorie. Uh, și presupun că lucrul ăsta îl faci pentru că poți să scoți mai mult într-un context de genul ăsta, nu devine repetitiv, mă gândesc, nu știu, să lucrez cu o persoană care nu poate să livreze decât o singură chestie. Uh, sunt curios pe partea aia a regiei de film, mai ales că tu ai un parcurs un pic neconvențional, n-ai fost printr-un program de film complet. Cât de important <coughs> e acolo școala de film? Uh, probabil ne urmăresc oameni care vor să devină regizori de film, e un vis al lor și se gândesc să mă înscriu la un ATC, să fac un curs online, să mă apuc să fac film, cât de mult contează pe partea pe partea regizorului, educația asta formală pe care tu o cauți atât de mult în actori? Um... O să stai că am, am mai multe <laughs> întrebări. Cred că am, am, lucrat până acum cu. am lucrat mai cu actori profesioniști. Uh, pentru că cumva na, eu m-am apucat de felia asta de, de a carierei mele în care să fac filme de public și as a business, nu neapărat ca artă, uh, împreună cu un actor întâmplător, cu Adrian Nicolae, care e actor, acum lucrăm cu Cosmine Delguc, care și ele pare să e de actorie. Și cumva ne-am propus să facem niște filme care să, okay, să ajungă la public, să facă niște bani, să dea bani înapoi investitorilor și așa mai departe, să nu ne fie rușine să ieșim în oraș, dar să respecte totuși niște rigori, să nu fie chiar emisiunea de Revelion în care vine fiecare și face face momențelul. Și asta te duce inevitabil la actori profesioniști, că adică distanța între actori profesioniști și, și amatori este enormă în genul ăsta de filme se pot face foarte minunate cu, cu, amatori, sunt, e plină istoria filmului de... Uh, cred că filmul Bresson, 9 din 10 oameni care apar în ele sunt amatori, dar era un tip de film care specula asta, specula fizionomia, specula gestul, era mai puțin, uh, mai puțin uh, tehnic. Comedia e foarte tehnică, comedia e cel mai tehnic gen. Uh, și atunci, Cumva, dacă vrei să faci comedie și comedia este ceea ce vinde astăzi în România, trebuie să lucrezi cu, cu oameni care stăpânesc timing-ul, stăpânesc, în... au simțul unei repli, știu să nu știu să nu scurteze, știu să nu strice. Comedia e cel mai tehnic gen de... Și în film și în teatru și pentru un actor. Adică sunt actori absolut minunați care nu știu să facă comedie. Mm. Și sunt actori de dramă, actori de dramă foarte buni, pentru că sunt niște actori foarte instinctivi, sunt niște actori care trăiesc bine în situație trăi, fac o grămadă lucruri nu au tehnica necesară să facă comedie. comedia e grea L-am văzut pe Șerban Pavlu în filmul tale Șerban care, eu îl asociez de obicei cu roluri mai de dramă care s-a descurcat foarte bine nu știu câte comedii a fost el, eu l-am văzut în Am mai făcut crau... și comedii și oricum e, e genul de actor care are tehnica să poată să facă asta uh -huh. Uh -huh. Uh, Pe partea cealaltă la, la regie, la regie um, a acolo este la fel de importantă pregătirea asta formală sau un regizor, crezi că, poate să devină un pic ca un antreprenor, știi, făcând mai degrabă decât stând într-o sală de curs? Um, Regiunea este foarte complicată de explicat și de, de, de atunci e greu să-ți și răspund la întrebarea asta. Adică, o să-ți dau un răspuns așa mai empiric dacă mi-ar spune cineva acum a dacă vreau să fac școala la 20 de ani, a zice da, aș vrea să o fac și cred că mi-ar fi mai ușor să învăț. Te duci la un ATC, da, da, spun că în altă parte da, mai... da, da. Ai unde să te duci dacă te duci la un ATC? Doar să te duci la un... Sunt programe, da. am văzut... În București nu, în București. Ba nu, cred că, că și Hiperion are habar, nu. Pe aia și Facultatea Media, abar n dacă mai există. Am văzut că acum există niște programe, știu că Florin Șerban, regizorul la eu când vreau să fiu are un uh -huh. program interesant de, de film în, în direcția asta, dar e o chestie privată. Nu, vorbesc da. de școală, școală, pe anii, așa, da. nu de șase luni. Că, na, în șase luni n-ai timp să vezi filmele pe care trebuie să le știi ca să te apuci de facultatea aia. Uh -huh. um, și atunci cred că un ACU una e clar singura, singura soluție. Uh, din fericire, la, la un facultatea de film e diferită. Facultatea de teatru și la film sunt o grămadă de oameni buni și o grămadă un protocol de muncă mai civilizat. Sunt multe lucruri. Uh, un ATC are un nume prost de la facultatea de teatru, la facultatea de film. Uh, și cred că nu e obligatoriu, adică na, nimic nu e obligatoriu, poți să faci cam orice în singur, dar te ajută cu siguranță, cu siguranță foarte mult. Mm. Deci dacă te-ai întoarce în timp, probabil te duce. Probabil mai duce, probabil mai duce. Sunt niște avantaje incontestabile, faptul că na, apuci să... eu am avut norocul cam, sau în fine, așa mi-a fost, așa am făcut și am antreprenorat înainte, aveam niște bani, mi-am putut permite să-mi finanțez singur primele filme scurte din care am învățat practic meserie. Dacă nu poți să faci chestia asta, e o meserie care se învață foarte mult făcând. Și lovindu-te de, lovindu de lucruri și atunci școala are avantajul că te obligă să faci niște filme, că vrei, nu vrei, faci trei filme până termin licența și licența dai cu un film. Și fiind în mediul ăla unde îți găsești, da, opera, editorul îți găsești, actorul îți găsești, practic toți în, în jurul tău că te ajută cu proiectul să-i tu cu proiectul lor, presupun că chestia asta e un pic unică, mai ales dacă n-ai alte resurse. Da, 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 da pe nu, nu, chiar nu, e, chiar e complicat. Deci... Uh... Da, eu azi, aș duce oricând, adică aș duce și acum. Nu să fac. Trei filme scurte. Poate te poți duce, te poți duce ca, ca lector, nu știu dacă știi că în România are sistemul stat tâmpit în care dacă n-ai doctorat nu poți să fii. Știe, știu, știu. Da, știe. Știu. Uh, hai, hai să vorbim de aici de la uh, regie uh, la scena poveștilor tale. Suntem undeva în mijlocul Bucureștiului, unde ne filmăm. Bucureștiul este și uh, numitorul comun în tot ceea ce ai făcut. Te-am auzit în altă parte de screen Bucureștiu ca un oraș european la porțile Orientului cu influențe sovietice din istoria noastră și practic este această intersecție de lumi care te fascinează. Cum ai decis că, sau ai decis în mod conștient că tu numai în București faci film? Asta e o chestie pentru tine? Nu am, decis și nici nu ceva ce mi-am propus așa pentru viață, dar probabil că filmele nu cumva te miști în... Dacă ești sincer cu tine și faci filme care te interesează pe tine cu subiectele care te interesează, ajungi invariabil să te miști în lumea ta și să încerci să o înțelegi. Să încerci să înțelegi lucrurile pe care le ai trăit, să încerci să înțelegi oamenii care te-ai întâlnit, să încerci să înțelegi în general ce se întâmplă în jurul tău. Adică mi se pare, mi se pare absolut normal pentru un anumit tip de film care e mai mai aplicat la asta. Um, mi se, adică nici nu mi-a trecut în cap că aș putea să fac filme în altă parte sau despre altceva decât despre ce se întâmplă în București. Um, și mie mi se pare fertil, adică, na, fiind trăind aici, bă, mie mi se pare fertil mixul ăsta, care sigur are o grămadă, o grămadă bube. Adică, da, nu știu, dintre toate orașele pe care le-am vizitat în ultimii Ani, probabil că cel mai acasă m-am la Palermo, care e la fel un, un circ. E super. Adică, și e, ce, e ceva, nici n știu să descriu ce mi-a plăcut, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Îți place poate un pic haosul și da, incertitudinea? Da, da. Nu știu dacă îmi place, că nu e ceva ce, ce aleg, dar probabil mă simt familiar în ele. Adică mă simt mă simt acasă în... Uh, a, nu știu, ca să dau o comparație în spectru opus... Uh, mi-a plăcut foarte mult când am mers la New York, dar era mult mai rece raportul meu cu orașul. Nu... Nici nu mi-aș dori să locuiesc acolo, nici nu... Și nu era istoria ta, în fond. Da. Și era... Sigur, era foarte interesant, era fascinant, inclusiv cultural. Vedeam lucruri pe care le-am văzut într-un milion de filme, dar... Așa probabil și scorseze când e de acolo, că orașul ăsta nu m-aș gândi niciodată să nu fac, nu știu, taxi driver aici, cu istoria mea, cu ce am văzut. Sigur. Sigur. La fel cum tu te gândești din București. Sigur. Eu am locuit în New York o perioadă și mi s-a părut în mod interesant mult prea haotic. Adică există și la asta un spectru. <laughs> Știi? Adică ai India așa de extrem într-o parte, New York-ul mai așa, Bucureștiul mai așa, Palermo undeva între ele. Și după țările nordice unde nu știu, n-ai, nu știu, faci film despre... Fac și filme se psihozele lor, fac și filme despre lucruri care îi preocupă pe ei, adică nu... Da, apar probleme și acolo, prea multe pace. E... Știi, se spune că problema principală a omului sau a bărbatului este că nu poate să stea liniștit într-o cameră cu gândurile lui. Știi? Multate le pleacă de, de acolo. Dacă nu poate să se apuce de scris sau să facă altceva. De activități. Dar... Da, și ca să mă întorc, că e mediul care rezonează cel mai mult, care mă preocupă cel mai mult, care mă lovesc în, care mă lovesc în fiecare zi. Adică... Am văzut uh, în taximetriști, în filmul tău despre lumea da, uh, celor care mm. fac taximetrie, uh, uh, filmați mașina de taxi, am văzut ulterior, era pe o platformă. Da. Și aveți o întreagă structură, suprastructură în jurul platformei, camere lumini, uh, și am înțeles cât de complicat a fost să filmați când făcea tot timpul platforma așa când dădeați, de n aveți 50 de metri de asfalt drept prin tot orașul. Da, pe asta e, asta e amuzant când că, na, oamenii nu știu foarte mult despre cum să fac filme și despre ce se întâmplă în spatele, în spatele unui film și când se întreabă dacă de ce nu există, nu știu, scene de urmăriri în filmele în pentru că este aproape imposibil de filmat. Că mașinăria tehnică care permite așa ceva e, e foarte complicată și nu se poate în România. Nu știu, pentru ca să filmezi o scenă de urmărire în condiție de safety, îți trebuie șase benzi. Din păcate am văzut, am avut un accident în București în urmă cu două săptămâni, da. dacă nu mă înșel, se filma da. Un, un, da. o astfel de urmărire și uh, a fost un accident. Învățăm făcând că safety and regulations nu sunt opționale. Da, da, da. da. Uh, în această scenă, pe care o reprezintă București, orașul ăsta haotic, acasă, care sigur are multe probleme și de asta cred că este și un spațiu fertil pentru povești. Când știi că ai descoperit o poveste care merită spusă într-un film? Cu alte cuvinte, când treci de la, hum, uite ce chestie interesantă, la uh, povestea asta trebuie spusă pe marele ecran? Dar eu, eu nu plec de la, adică de obicei nu plec de la, plec de la povești foarte umane și mai degrabă mă, mă pasionează un protagonist sau o protagonistă care trece cu ceva și până mă, decorul și contextul se adună în jurul, în jurul acelei povești. Aia nu plec de la o anecdotă. Hmm? Uh, și ăsta e procesul meu. Simion dă case cu 35.000 de lei și s-au strâns 10.000 de oameni. Asta e o anecdotă, dar nu, nu e ceva ce mă interesează. Și atunci am nu e un proces, iar nu e, în păcate nu pot să dau ceva prescriptiv pentru că nu e un proces foarte ordonat, este pur și simplu lucrez la mai multe lucruri în paralel și la un moment dat una dintre ele devine mai acută decât celelalte și într-un mix de uh, în care sunt și considerente foarte subiective ce mă pasionează pe mine, ce mă atrage la ea și uh, considerente obiective cât de capabil sunt să fac chestia aia sau care sunt necesare, aia capătă prioritate și, și pe oameni, la un moment dat e așa de importantă și lucrează așa de mult la ea încât uit de unde am pornit și de ce am pornit și trebuie să fac un efort așa un pic contrafactual să zic de ce chestia aia că nu știu nici de unde a apărut la un lepot, că pot să-mi amintesc exact nu știu, filmul meu debut câteva conversații, de fata foarte înaltă, pot să-mi amintesc foarte exact care e povestea din viața mea personală care mi-a inspirat povestea aia. Uh, la altele mi-e mai... mi mai vag. Adică la taximetrici nu mai știu unde am pornit. Uh, mi amintesc când el a fost prima o piesă de teatru mm. uh, care se joacă încă la Apollo 111 uh, și țin minte că am pornit de la... aveam așa un fel de de gicăcontrist la apariția companiilor de Uber și ride-sharing. Ți-ai Era o întreagă psihoză atunci. Vreau să prindă, prindeau șoferi de Uber să-i bată. Era o întreagă... Da, da. Pe mine mă enervau mai mult, mai mult colegii mei burghezi care erau super încântați. Uh, <laughs> pentru că mi se părea așa, e, că e un soi de orbire. Adică eu pot să înțeleg pentru că, nu știu, dacă merg la un restaurant și cineva îmi servește mâncarea prost și mi-o aruncă pe masă. Evident că am o fază în care mă enervez. Um, pe urmă am și o fază când ajung acasă și dacă mă mai gândesc cu dată la episodul ăla, încerc să-l chestionez, să zic, hai să vedem ce e dincolo de el. Dică, na. Um, era bă, bă, chestia aia din teoria managementului, calității, nu mai -a. japonezul ăla care întrebat de 5 ori de ce nu, cum îi zicea, de la Toyota, nu? Sau... De la Toyota, da. da. Și dacă faci exercițiul și zici, ok, mi-a trântit farfuria pe masă. De ce? Pentru că era prost dispus. Da, de ce era prost dispus? Pentru că muncește un job de căcat în care primește mostly și pag, nu e, are asigurare de sănătate și dacă mâine are o problemă, trebuie să-și ia un credit de la cămătar ca să-și facă o operație. Și când pui 5 de ce uri de alea, ajungi un pic mai conștient de ce se întâmplă acolo. Asta înseamnă că tu o să fii mai puțin nemulțumit când o să se și o pe masă. Că e o reacție normală și o reacție așa. Dar o să fii mai puțin tâmpit când te-a pus să vorbești despre asta. Și te-a pus să vorbești să spui, uite, ne simțiți ăștia că nu vor să muncească. Că nu, nu, nu sunt lucrurile așa de simple niciodată în viață. Dacă stai și faci procesul la șoferi de taxi, descoperi același lucru. Sigur că sunt asoi și m-am încercat cu ei și am fost aproape să mă bat cu unii. Nu e asta, asta nu, nu contează nimic din experiența asta. Dar când te-a pus să întrebi să pui de ceuri acolo, să vezi câte boli profesionale au, n-au asigurare de sănătate, taximetria publică în România e o mafie, pentru că există un număr de licențe limitate pe oraș și alea sunt toate date și le-au luat niște băieți care le tot vând și le tot speculează și când descoperi că omul ăla care face taximetrie și care te enerva pe tine că e prost dispus, e cineva care a luat 10.000 de euro credit ca să-și ia o licență la negru cu 5.000 de euro să-și facă o taxi pe banii lui cu 5.000 de euro și pe s-a angajat la un băiat de la și îi dă au o sumă fixă pentru stație și o sumă fixă pentru licență și așa, așa, așa. e o, e o exploatare îngrozitoare. Mm. N-au asigurări de sănătate, n-au asigurări de niciun fel. Înțelegi că universul în care vin ei nu e chiar atât de simplu și că Ok, nu este plăcut că sunt nepoliticoși cu tine, dar există o explicație. E... Sunt toate șansele ca eu pus în situația lui, cu biografia lui, cu cei 10.000 de euro sparți pe care nu știu dacă îi acopăr. Și într-o exact. într relație de vazi exploatare cu un patron, da. uh, să a fost mai rău de <laughs> <laughs> Și atunci, în continuare, când m-aș da jos în taxiul i-aș povesti unui prieten, uite ce am, am pățit, dar m-aș feri să țin discursuri pe Facebook să spun ce mișto era sharing-ul, care are și el problemele lui foarte mari și ce bine că se desfințează taximetria. Eu nu știu. Acum am ajuns să mai ne treacă cu ride când vedem cât de scump a și uber și bolt că nu mai sunt taxe de la început, nu mai sunt condiții de la început. Da. Și în general lucrurile astea, mi se pare că bă, fără să fiu, nu sunt un om de stânga, sunt mai greu social-liberal, dacă aș fi să mă definesc, dar bă, îmbrățișat -o asta de idei noi așa, fără niciun soi de rezervă și fără niciun soi de de întrebare, bă, dar de ce sunt lucrurile așa, e, e păcătos la un moment dat. Adică, nu știu, și Airbnb-ul a fost absolut minunat și visul hipster în toată lumea și acum sunt orașe care nu mai știu cum se bată cu Airbnb-ul pentru că au ajuns de netrăiți. Mm. În Barcelona e să lumea pe stradă și înțeleg de ce e să lumea pe stradă. Că și în București, dacă ar fi vreo mare destinație turistică și ar ajunge chirile de două ori mai mari și proprietățile de două ori mai mari, cred că ar ieși lumea pe stradă și ar zice, bă, dar nu mai putem trăi aici, că au venit da, oricum cred că există un efect de genul ăsta în București, doar că, așa cum spui tu, presiunea e mică din partea turistică. E presiunea mică din partea turistică și atunci nici nu au venit 300 uh, de investitori ruși uh, cu fonduri pe care nu le pot explica ca să cumpere blocuri întregi. Uh -huh. Dacă s-ar întâmpla asta, sunt curios dacă n-am reacționat și noi la fel. Apreciez foarte mult uh, faptul că tu ai luat o problemă cât se poate de serioasă, niște, există acolo niște nemulțumiri reale, dar niște drame poate, dar ai reușit să o împachetezi într-un fel în care a fost, cum să spun, ușor de digerat de o masă mare de oameni. Ai făcut o comedie din ea, ai decis să nu mergi să faci o dramă, să faci un film de. Uh, și ai făcut același lucru poate și în partea cealaltă cu Viața de Noapte, cu Claus și Barroso, unde, sigur, acolo e cu tot o altă poveste, dar este în continuare, ai împachetat tot într-o comedie deși poate în spatele da, pachetului poți să ieși din sala de cinema și să spui niște întrebări un pic mai serioase, așa cum le ai prezentat-o acum situația cu băi, de ce sunt oamenii ăștia așa, care e motivul din spate. Um, asta e o chestie intenționată pe care o faci să iei un mesaj, o dezbatere, uh, o problemă societală, un comentariu societal, să-l împachetezi în comedie, să-l li livrezi, ca să spunem așa o pastilă mai ușor de uh, trimis către oameni sau pur și simplu comedia, nu știu, e mai Eftin de făcut și de asta a făcut comedie, n-ai făcut dramă. Nu e mai ieftin de făcut, dar bă, comedia este, până acum, singurul lucru care poate să vândă în România. Pentru că e și cea mai dependentă de limbaj, e cea mai dependentă de context. Uh, în momentul când te duci în alte genuri, ai niște benchmark-uri foarte mari cu care să te bați. Și na, faci tu filme thrillere și ți intră în fiecare lună un thriller american făcut de 12 ori mai bine în cine mai e greu să te bați cu el. Adică, și nu că nu reușim noi. Cumva așa a evoluat piața de cinema în lume, încât sunt genuri care sunt absolut captive în limba engleză. Chinezii și rușii se chine de 20 de ani să facă SF-uri și nu reușesc, având bugete comparabile cu ale americane. Mm. Că noi așa ne-am că păi, extraterestrii vorbește în engleză și atunci <laughs> ne aștept să fie extraterestrii da. care vorbesc în engleză. Adică, sigur, sunt filme art house SF care sunt interesante, dar piața mare și banii mulți sunt în SF-urile făcute în limba engleză. Mi se pare că și nu e, e, o... Sunt multe piețe europene în care se întâmplă chestia asta, în care filmele de succes locale sunt comedii. Mm. Pentru că comedia are un specific local foarte mare, pe care nu-l are niciun, niciun alt gen. Și acolo chiar poți să te bați lejer cu, o comedie bine scrisă poloneză o să facă mai mulți bani decât o comedie bine scrisă americană mm. în Polonia. Da, atât. La, treci la polițiste, drame. Și dramele că sunt, da, ale sunt de fine, sunt în zona arhaus. Dar la ce alte genuri, thriller, polițist, se și așa mai departe, nicio șansă. Ai văzut probabil Spy Master făcut de HBO? <coughs> nu. Este un serial cumva inspirat din viața lui Ioan Pacepa, cel mai cunoscut dezertor, uh -huh. pentru cei care nu știu povestea al regimului comunist. A fugit la american la un moment dat și a, i au recreat cumva pe, pe baza vieții lui a, povestea asta. Destul de bine făcut și mi s-a părut interesant că este un dintre puținele seriale pe care le-am văzut și când eram în afara României disponibile pe rețelele astea sociale, pentru că pe mine asta m-a surprins cumva neplăcut, că avem atâtea filme pe netflix românesc românești, lucru foarte bun, dar în momentul în care pleci în concediu în Germania sau în Olanda și deschizi Netflix-ul, nu le mai vezi. Ele rămân practic... Păi noi nu prea avem produse atât de internaționale, de fapt. Adică... Până la urmă, bă... Uh, ne vine să credem sau nu, cel mai exportabil produs românesc în filmele de artă. Adică, anul ăsta, filmul Jude a fost în 50 de țări. Uh, te referi la uh, celălalt stom. Uh, nu așteptam la sfârșitul lumii. Mm, ok, despre eu, uh, cred că, uh, știu, uh, eram în, uh, am pregătit să-l văd la un moment dat, e un tab undeva la mine pe, pe calculator. Vezi, hai de ce să-l vezi. Da. Adică, și uh, filmele de care vorbeam mai devreme, Moarta în Lăzărescu, 432 al Mungiu, adică astea sunt filme care au circulat în toată lumea, chiar au avut o audiență globală. Mm. Uh, pentru că așa arată piața Darhouse, poți să ai o audiență globală pentru un film care e foarte bun și care uh, ajunge, ajunge în foarte multe locuri. în timp ce filmele, filmele de, de public, să zicem așa, deci e complicată de asta, filmele mai comerciale intră într-un alt fel de malaxor în care te bați cu, cu mult și ca să o simplific, nu suntem la fel de buni. Adică, dacă la filme de artă avem niște autori mari care sunt printre cei mai mari în lume, sunt studiați în facultăți, sunt americani care își fac duc a doctorat în Mungiu și Puiu și Nou Val, uh, poți să vezi, nu știu, am rămas surprins că am văzut un articol în New Yorker care vorbea despre un regizor, uh, regizor pakistanez și din New York și vorbea despre sursa de inspirație, mâncă el numea frații Darden și Cristi Pui, adică e, sunt, sunt, niște repere, sunt niște... Nu știu, am fost cu filmul meu la New York, la muzeul de Moving Image, că a avut o proiecție acolo și directorul muzeului de Vart era super pasionat de Radu Munteani, știa toate filmele până afară și mă întreba ce mai lucrează. La film comercial nu suntem nicăieri, nu există, n-am produs vreodată un film comercial care să merită luat în seamă și să treacă de granițele României măcar. E, e clar că nou val, așa cum l-au descris criticii, așa cum e cunoscut de, mă rog, de, <coughs> multă lume a a părăsit, a depășit granițele României. Unde ne mai situăm astăzi? Mai putem vorbi, cred că eticheta asta este destul de, nu vreau să spun depășită, dar nu mai descrie, cred că în linii mari ce se întâmplă astăzi în cinema românesc. Cum vezi tu ceea ce se întâmplă astăzi? Care sunt direcțiile pe care le observe astăzi în cinema românesc? Dacă ne mutăm de la nou val, ne mutăm spre ce? Da, nu, cred că, cred că lucrurile nu sunt așa omogene niciodată, adică cred că inclusiv dacă ne uităm la uh... Nouval francez, care este cel mai cunoscut între noile valuri, nu erau niște autori atât de omogeni. Erau tot felul de oameni, în tot felul de feluri. Erau. Uh, aveau mai degrabă. Dar nici măcar. Era să spun că aveau mai degrabă convingeri politice asemănătoare, dar e adevărat că pf, și între ei erau și, mm. și de stânga și de dreapta. Uh, și nici, nici Nouval, like, Nou val a fost omogen. Pf, foarte puțin timp, a fost omogen 10 ani, până s-a, s-a desprins în tot felul de, de direcții de subdirecții și să, să, fac încă în continuare nu știu, filmul care a luat Palm Queer la Can 3 km până la capătul lumii um, e un film de nou val cât se poate de clasic Adică nu are Putea să fie făcut în 2000 și mm. 2005, pardon și era, era de acolo un spectru mai îndepărtat, sigur că, nu știu, la pe Jude, care inovează foarte mult, se joacă foarte mult, e ludic, e undeva între modernism și postmodernism. Dacă nu mai știu, nici la Jude, n-a fost la una de nu, nici el n-a fost la. Și dacă a fost facultatea media. Posibil să fi cu ceva. Dar. Cred că ce e interesant la un val de este mai degrabă că produce sau propune o serie de idei și până oamenii să hrănesc în, în ele și până că, na, Jude nu e nici la părdunean, Jude a fost asistentul de regia lui Puiul la moartea în Lăzărescu. Probabil a învățat niște lucruri de acolo, că acum le restoarnă sau că își propune propriile idei, de asemenea natural și este demn de mm -hmm. urmărit și de, de, admirat. De asta zic că când, când vorbim de un val Nouval iranian, neorealism, you name it. Uh, tu poți să vezi, de exemplu, uh, niște rigori în felul în care se privește lumea și în care se lucrează cu actorii și la regizorii italieni care nu sunt neorealiști, dar care au văzut filme neorealiste și au învățat de acolo lucruri. Uh -huh. Și poți să-i vezi, pe urmă, niște lucruri acolo. La fel, cred că poți să vezi că din, din Nouval mai toți regizorii români, indiferent că aderă la principiile sau nu, au învățat un soi de rigoare de a privi lumea, de a căuta surse de autenticitate, de a căuta autenticitate în actorie, de a lucra în anumit fel cu actorii și mai departe. Adică, mi se pare că un val întotdeauna e o sumă de idei și de mai degrabă decât de reguli. Și că ideile alea devin fertile să se... Și ele încă înțeleg că există Bine mersi în anumiți regizori În da, anumite creații da, astăzi da, da. în România sunt, sunt, sunt astăzi filme făcute care sunt nou, val 100% Adică în continuare și nu sunt filme Lipse de succes, adică tocmai ți-am zis Un film mm. care am fost la Cannes Adică nu e metronom cu un an înainte La fel, adică e Ca un film de mungiu Făcut uh, 15 mai târziu Adică nu e Vedem în același timp ceva diferit Pentru că astea, așa cum ai spus tu <coughs> Sunt filme de obicei, cum să numim? De artă, de festival, de, de autor artă, de artă. Filme care în general Nu, nu, nu le-aș numi de festival uh, Pentru că lumea folosește adesea acest, uh, Această denominație Ca pe ceva pe orativ Și uh, Unul aș spune că nu e pe Pentru că până la urmă sunt niște spectatori Care îți acu Îți uh, Pot da o distribuție și îți pot da audiență pentru filmul tău pe care nu ai. Mă întorc la primul meu film, ca am o experiență directă cu el. L-au văzut mai mulți oameni în străinătate decât în România. L-au văzut, cred că mai mulți oameni în New York decât în Cluj. Hmm. Și sunt oameni care au văzut, s-au și au plătit bilete, și. Adică, nu e că i-am văzut. <laughs> cumpărau bilete. <laughs> nu se băgau pe de la, la gard. Nu Dar n-aș folosi pe orativ festival, că, până la urmă, sunt o piață enormă de distribuție. Hmm. Adică, până la mă, așa funcționează. Doi, dacă sunt, faci filme bune, alea să oferă uh, o rețea de distribuție enormă, pentru că, uh, nu știu, rețea de distribuție de Arthaus în Franța e enormă. Mungiu face 500.000 de spectatori cu un film în Franța, care înseamnă deja enorm, mai că e ce nu o să facă în România în următorii 10 ani. Mm. Și de asta zic că uh, uh, nu e chiar, nu, e, nu sunt chiar puțini oameni când, când îi numeri pe aia care văd dar house. Sunt puțin în România, că suntem vai de staua noastră și avem trei săl house în toată țara. Dar sunt țări care au săl house, care au cine care au oameni pasionați de așa ceva și care au un consum de cultură enorm. Mm -hmm. În România, dacă ne uităm, zic trei titluri. Două lozuri, team building, Miami Beach. Ce contribuție aduc filmele astea care au adus pentru prima dată după mult timp mulți oameni la cinema pentru un film mm -hmm. românesc. Ce contribuții aduc uh, industriei filmului sau, dacă vrei, artei cinematografice din țara noastră? Sunt lucruri foarte diferite, pentru că Două Lozuri un film care este făcut cu, cu foarte, foarte, foarte puțin bani, uh, dar cu multă, multă știință de a face cinema în spate și un, sunt niște oameni care au știut, ne, Paul Negoiescu, în speț, a știut cum să scrie pentru condițiile pe care le are, pentru banii pe care are și să reușească să uh, să producă și să propună un film care a, pentru vremea lui a avut niște audiențe record și a fost din punctul meu de vedere și filmul care pentru întreaga industrie a fost un semnal mă stai că să pot face și bani din, din chestia asta mm -hmm. uh, după care mai am iubit și din building sunt niște filme care au în spate mult bani și niște mecanisme de marketing foarte bine puse la punct. În Am înspre industria muzicală, mult, mult, mult suport în zona asta de comunicare și, comunicare și vânzare. Dar care înțeleg din subtext că ar avea cum mai puțină valoare artistică decât Acum... Mai, mai am ibicio, n-am văzut, am văzut așa uh, păsăritele, uh, eram și eu curios ce se întâmplă acolo, dar n-am reușit, Ai că după un sfert doar am început să dau, să dau până el, că nu e, nu e chiar mai... Uh... L-ai făcut serial, l-ai împărțit. În... Da, 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 l-am dat pe repede înainte. Uh, team building l-am văzut pe tot, uh, că n-am... Adi, care mi-e un prieten foarte bun juca în el, Cosmin, care iar mi -e un om apropiat, era și producător și scenariști, și regizor uh. și de toate și juca în el și mi se pare că au făcut o treabă bună în sensul în care au deschis o discuție despre uh, cum, să pot, uh, cum să pot face bani în cinema, ceea ce e util așa pentru sănătatea industriei, e util să aibă oamenii de muncă, e util cred așa în long term că schimbă un pic balanța în relația cu cinemaurile. Uh, ca să ne întoarcem un pic la industrie, e o balanță foarte dezechilibrată astăzi între creatorii de filme și, și cinemauri. Cinemaurile rețin o taxă de vânzări care este de două ori mai mare decât oriunde în Europa pentru că sunt foarte puține. Și atunci au, au, nu au o poziție de monopol, dar au o poziție care e foarte, foarte dominantă în piață. Mm. Și. Plus că nu, sunt împărțite, sunt trei lanțuri de cinema, toate între care unul are 75% în piață, adică e foarte greu să negociezi cu ei. Ce s-a schimbat odată cu filmele astea este că nu mai strâmbă de nasc au că e un film românesc. Adică s-a ajuns din de acum 5 ani de zile în care te rugai de ei să-ți ia filmul în cinema și eventual plăteai și o taxă pe sală, ca să fie sigur că nu pierzi niciun ban, la o poziție de negociere în care vor și filmul pentru că au văzut că filmul ăla de bilete și vinde popcorn și vinde mm -hmm. uh, Pepsi sau Cola. Um, da, asta este deci... o realizare, eu vin din zona de business așa că sunt un pic biased să spun lucrul ăsta, dar faptul că reușesc să creeze un produs și reușesc să-și recupereze banii, poate cu un profit peste, așa cum și voi ați reușit da. nu, cu taximetriștii și cred că și cu Klaus și Barroso, da asta cred că e o realizare foarte mare din punctul meu de vedere, Măi, ignorând Sigur că da, că na, vii din zona de business oamenii care au investit bani în taximetriști au recuperat banii cu un profit care depășește inflația plus de două ori rata anuală pe care ți-o dă o bancă la un depozit okay. e o investiție bună Absolut. nu e cea mai bună investiție, dar este de două ori mai bine cât ai lăsat un depozit la bancă Mm -hmm. și curin fața recuperată uh, și în trei luni adică nu e chiar, nu e chiar de, de nici de acolo și am demonstrat că se poate și noi și alții la rândul lor că poți inclusiv asta să te duci în piață să convingi oamenii să bage bani și să-și vadă bani înapoi într-un timp rezonabil cu un profit rezonabil mm -hmm. uh, și asta sigur e valoros și crește crește industria unde vreau este presez cu discuția <coughs> asta este în uh, legătura dintre cele două vorbim de da filme care sunt foarte apreciate în uh, circuitul acesta uh, cultural artistic și filme care sunt apreciate poate local și reușesc să și recupereze banii, spre deosebire da. de cele da, uh, dinainte poți să faci film cu substanță dar care să vândă și bilete la cinema, să se recupereze investitorii bani Nu cred. Nu, cred. Nu. nu în România sau nu? Nu în România, nu în România. Nu, 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 Se poate afară, dar e, acum e ca și cum mai... Mie mi se pare că putem să uităm că vorbim despre film să vorbim despre cărți. Și să mă întreb, poți să scrii o carte bună în România și să trăiești ca scriitor din ea? Și nu, evident, sunt pentru cărți, pentru literatura noastră contemporană, în tirajele sunt 2500-2000 de exemplare și probabil sunt, nu știu dacă sunt trei scritori în România care trebuie să înscris. Cărtărescu și nu știu cine. Adică majoritatea scriitorilor, marea majoritatea scriitorilor au alte joburi. Traduc, lucrează în și în, televiziune, fac tot felul de lucruri. scritori de succes, scriitor care își vând tirajele. Mm. Pentru că, de fapt, piața e atât de mică încât nu ai cum să să, să câștigi foarte mulți bani. Mulți oameni asociază, ai auzit și tu 100 de ori treaba Și asta spun, ca să Te rog, -mă, ca să, să mai explicată cu piața, că piața mică la literatură înseamnă, cum sunt, că tirajele din România sunt probabil în medie de 10 ori mai mici ca în Cehia și de 100 ori mai mici ca în Franța. Adică nu e puțin, nu e... Mm. Dacă o carte în România are 1500 de exemplare de tiraj, un autor la fel de cunoscut ceh, care o să aibă 15.000 și un autor la fel de cunoscut francez o să aibă, nu cred că 150.000, cred că 300.000. diferențele astea așa, de la, ca de la cer la pământ. Polonezii, care sunt au două, au de două ori populația au 40-45 de milioane, deci România ori 2 sau România ori 2,5. Au probabil de 30 de ori mai multe săl de cinema. Și atunci aia, e o piață, într-adevăr. Da, aia, pe urmă, când ne întrebăm, bă, dar de ce e doar Netflix în România pe piața de producție? Restul de ce în produc? Sau unii de ce nici n-au venit? Disney, Amazon, Hulu, whatever. N-au venit că n-au... Ei se uită, în... chiar se uită la cifre din cinemauri și zic, ok, dacă în cinemauri merg 30 de milioane de oameni, avem o piață pe care o accesăm și să încercăm și noi cu streaming-ul să-i tragem la noi. Mm -hmm. Dacă ei se uită peste cifre în cinemaurile românești și văd nu știu, văd că Timișoara până să fie capitală culturală europeană și să renoveze, ce, ce, să renoveze sălile din centru, nu avea săli în centrul orașului, aveau două moluri dintre care unul părăsit și acolo niște săli de cinema. Uh -huh. Dacă sunt streamer și mă uit la aia, zic, bă, unde dracu mă duc acolo? Cred că la nivel mondial însă rata celor care merg în cinema, în special după pandemie, este în scădere accelerată. Am văzut recent în Statele Unite, asta e o întreagă dezbatere, cum să regândească spațiile de cinema, să le dea altă uh, utilizare, în mod special pentru că mulți oameni acum se uită pe Netflix, pe, da, pe rețelele de streaming. Um, în ce măsură a schimbat asta fundamental, sau a schimbat asta fundamental um, finanțarea din spatele filmului? Pentru că înțeleg cel puțin, corectează-mă dacă n-am dreptate, în România cel puțin ai CNC-ul, Consiliul Național al Cinematografiei, da, da, unde da. banii sunt din ce în ce mai puțini și filmele din ce în ce mai scumpe. Deci nu, asta... nu sunt mai puțini, că bă, na, ei trăiesc basic din taxa de cinema. Deci... Sunt pe acolo? Da, ceea ce că... e clar e că filmele sunt mai scumpe de făcut astăzi decât acum 4-5 filmele sunt mai ani. scumpe, sunt mai scumpe clar pentru că faptul că au fost multe producții străine și că vin producții străine în România a creat o competiție mare pentru, pentru personalul tehnic în special mm -hmm. că oamenii și eu înțeleg de ce adică asta e și o meserie în care sunt o parte din oameni să hrănesc și din orgoliu, prestigiu vocație poți să mixez un soi de atribute și negative și pozitive, să-ți dau o căciuliță așa, dar în căciulița aia intră regizori, actori, ăia dă fac poze la panou. Pentru un șofer, cam îl interesează foarte puțin că filmul tău la Veneția sau nu, adică el are o familie și trebuie să o plătească și cu ala copilului și cam mai e și... E greu să-i ții discursuri, că eu îl înțeleg perfect, că nu... Și, na, apariția producției străine a crescut, a crescut, a crescut bugetul destul de mult. Avem calea asta CNC de finanțare care finanțează ce? 3-4 filme pe an? Nu știu cât nu, se financează. finanțează. Nu, finanțează mai, 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 mai mult, dar finanțează cu puțin bani, ca aici e problema. Deci finanțează o parte destul de mică din bugetul total. Tu te duci și depui un buget total mm. al filmului și spui, uite, filmul a costă atât. Și dacă nu mă înșel, s-a dat să bat câmpii, uh, mecanismul sigur e corect, dar procentele însă fie corecte, ei finanțează maxim 60% în e. film. Și tu te duci pe urmă, și cauți coproducători uh, la alte CNC-uri în alte țări. Dar începe un circ întreg în care, nu știu, aplici în tot felul de țări, cu tot felul de condiții. Uh, de ce nu se duc? Și e aplică pe la noi, adică nu a... e un sistem paneuropean. Mm -hmm. uh, dar uh, devine complicățel așa că, nu știu, tu te duci, de exemplu, în Franța și aplici în Franța, ți un coproducător francez, uh, dar legea din Franța audio îi spune că banii pe care îi obții trebuie să fie plătiți unor francezi, trebuie să muncească ei uh. și ei sunt foarte scumpi, mm. ce să vezi. Da. Și sigur că te ajută, adică nu e, nu e ceva nu e nicio problemă. Spun doar că e munca unui producător de a finanța un film destul de, de complicată. Că ia niște bani în România, dar banii ia de fapt doar o porță deschisă ca să ia bani în alte părți să poată să facă bugetul total al filmului. Nu ai cum să-i faci în bani la, să îi faci în bani la CNC. Iar ăsta e maxim 60%. În realitate e undeva la 40%. Ce te încurcă și mai multe că legea românească spune că tu trebuie să rămâi cu producător, cu producător majoritar. Mm. Și atunci eu dacă vin și pun un buget de 500.000 de euro pe masă și ce un zice, îți dau doar 100.000, care e 20%, eu trebuie să refac bugetul în așa fel încât ăia să fie majoritari. Și presupun, imaginez, nu știu dacă așa este, că e o birocratie asta tipică este europeană cu o grămadă de criterii da, foarte ciudate, da, da. cu nu foarte multă transparență, nu știu cât mai, de corect e procesul ăsta. Nu e, bă, cum să spun, sunt multe discuții și multe, tot felul de oameni care își dau cu părerea despre cum ar trebui să fie mai transparent și mai așa. Sunt tot felul de sisteme, nu știu. În Cehia, de exemplu, oamenii se piciuiesc proiecte. Adică, proiectul e foarte transparent. Poți să mm -hmm. asezi, să vezi cine a depus, ce a depus, ce film vrea să facă, cum îl susține, cum îl argumentează. E totul foarte la vedere. Mm -hmm. Dar nu există asta cu dosare secrete, cu nu să știe cine, nu să știe, dar de fapt să știe în anumite cazuri că, nu știu, știi că... Cristi Puiu, nu știu, că știi că jude, vrea să facă un film cu vampiri și exact apare asta. un scenariu cu vampiri. Știm că e lui jude, știm că Puiu vrea să facă da. nu știu ce cu interbelic, la un moment dat apare un scenariu cu interbelic, nu e atât de mare secretul, că lucrurile se mai știu în piață. Dar teoretic el așa e sistemul, mm -hmm. de pui în dosar anonimizat, scenariile de depun fără titlu, fără autor, ok și să punctează așa. Avem cutia asta, CNC și e bătaia, cum am spus, cutia 2 este ce ați făcut voi, la taximetriști, și la Claus Baros, v-ați dus la investitori, v-ați dus la oameni și le-ați propus, practic, ăsta e proiectul nostru, noi suntem destul de încrezători că o să vă recuperați banii și faceți și profit. Da, ai făcut un business, că e să -i să, -i să, -i să -i și l-ați finanțat. Și sunt filme, înțeleg, cu un buget, nu știu dacă ați date publice, ne pot spune cât au costat bugetele voastre la filmele pe care le-ați făcut, dar presupun că nu sunt bugete imense, pentru că la Claus și Barosu am văzut că a fost o locație unde ați filmat. Sunt bugete, uh, și, pot să spun categoria în piață, nu pot să spun despre astea două, dar pot să spun că filmele comerciale sunt învârt undeva între 350 de și 1.500.000. Mm -hmm. milion jumate. Mm -hmm. uh... Bani pe care i-ați luat de la investitori Acum, bugetul de filmare e o chestie ciudată, că tu poți să vezi mult în ce înseamnă costurile sunt de fapt în spate. Tu ai un cost standard, o zi de filmare te costă, nu 25.000-30.000 de euro și ăsta este un benchmark dacă ca e pleci, indiferent că tu filmezi doi oameni care stau de vorbă sau filmezi ceva foarte complicat. Când filmezi ceva foarte complicat, mai apar niște costuri peste. Dar bugetul nu se simplifică când sunt doar doi oameni care stau de vorbă. Că tu ai aceeași echipă, cu aceeași costuri zilnice, nu știu, echipa de electrică zice, da. Yeah. I don't care că mă pui să filmez în cinci locații astăzi sau stăm într-un singur loc, e o zi de muncă pentru mine. Mm -hmm. Sigur că e mai simplu și pentru ei, că își pun sculele odată și pot mă stau și beau cafele și așteaptă să termin ziua de filmare. Dar costurile da. nu sunt, adică opții, o reducere, dar nu e proporțională cât de simplă e... Mm -hmm. de ele, filmele sunt niște lucruri scumpe Că sunt niște, nu știu, 100 de oameni în spate Care muncesc în fiecare zi Mm. Vrei, nu vrei, ei vor fi acolo. Doamna care face catering va veni și va instala măsuța cu catering. Mm. Pompierul va veni. Are focuri, când are focuri o să vină pompierul și așa mai departe. Adică nu e, nu e ceva ce se poate da în jos. Hai că stai, fiu. E un film simplu, nu renunțăm la jumate de oameni. Okay. În jocul ăsta complex de unde găsim banii, cum îi punem împreună, au apărut, că de aici am plecat, rețelele de streaming. Ele cum au schimbat uh, suprafața de joc? Voi, de exemplu, atât Claus și Barosul și Dax eu l-am văzut pe Netflix. Uh -huh. uh, nu l-am văzut în cinema. Uh, cum ajunge un film pe Netflix? Cum a ajuns în special un film românesc pe Netflix? Care a fost procesul? De la început, știați că veți avea o sursă de venit și veți avea distribuție pe Netflix? Sau la un moment dat, după ce a avut succes în cinema, Netflix a venit și a spus, uh, hai și la noi. Tu-ți faci business case-ul presupunând o vânzare că altfel nu ai cum să scoți banii din cinema, adică nu știu, în România, probabil un spectator, funcție de niște dealuri care sunt mai mult sau mai puțin complexe, îți aduce undeva peste un euro. Înapoi în buzunarul tău ca producător. Un euro. Da. Păi, da, că trebuie să-l lași la cinema, trebuie să plătești taxe, trebuie să ia distribuitorul, să... E grosolan acum, nu știu, poate 1,5 euro. Ok. Whatever. Um, tu, dacă nu contezi pe vânzare la streamări și de un pachet, că tu-l vinzi prima opțiune care înseamnă exclusivitatea una sau ai doi, a doua, opțiune, când poate să mai intre și în altă parte, Spun o televiziune... Că procesul ăsta cum arată exact? Deci, uh, presupun că există ce distribuitorul se ocupă cumva, face un fel de advocacy așa pe... Producătorul. Distribuitorul se ocupă strict de, de cinema. De cinema. Mm -hmm. Și producătorul filmului, practic, se, se duce, se întâlnește cu domnii, doamnelor din birou Netflix, birou HBO... Da, și ești? Mm -hmm. negociezi. Criteriile care de. sunt, cum... Păi, da a, se cumva și să uită la numărul de spectatori, că de asta eu, na, eu sunt în situația în care am vândut... am Și primele mele filme, um, câteva conversații sau mi-așa, așadar de, de răzbunarea, sunt niște filme care au fost și la Nesu și la HBO. Mm. Doar că sumele sunt cu un zero mai mic decât... La astea, la alte, pentru că alea erau niște filme foarte de nișă, foarte arthouse și... Um, nu știu. Primul am luat... 10.000 de euro l-am vândut pe 15 teritorii. Adică, ca e sigur, a fost aur pentru mine că și bugetul fusese foarte mic. Mm. Acum și ei să uită un pic la. devine parte din grila lor că la mai eu o măsurătare destul de obiectivă ce, ce performanță a avut în cinema un film. Mm. Și cumva e dependent cam de acolo parcă discuția. Adică discuția pleacă de la o sumă X dată pe un spectator pe care l-a avut în cinema. Și înțeleg că nu e modelul de la Spotify, deci nu primiți bani pe no, numărul de vizualizări no. pe care le primește. Este pe unul în cele mai mari secrete din industrie. <laughs> Cine să uite și cât să uită la Netflix, de exemplu. Okay. Că, um, ei nu vor să intre foarte mult în joacă asta deocamdată, că... Um, na, Nu știi nici câtă lume îl începe, nici când câtă lume îl termină. Nu deci pentru voi e un black box câți da. oameni s-au văzut da, taximetriștii da, da. pe Netflix. Da. Netflix a plătit o sumă, un lump la da, început End și... of story uh -huh. Dar nu pentru noi, și pentru un producător american adică nu e, uh -huh. Așa uh -huh. lucrează toți Deocamdată nu dau acces la analytics E o dinamică foarte interesantă Mișcarea asta de la cinema Unde um... iar ne încurcă, de exemplu Din păcate că în România nu mai ai achizitori În afară de Netflix te duci... Doar Netflix, HBO HBO nu mai, nu, HBO nu mai nu cumpără rea. filme în momentul ăsta După ce la Warner Sunt în 17.000 de... Uh -huh. 17.000 de restructurări, plecând în state și -mă, cascading down Da. House Disney nu există da. propriu zis. Disney nu există, Amazon nu există, nu mai există nimeni. Adică sunt... Și normal că e greu să negociezi cu cineva care e singur achizitor. Da. <laughs> e, e o poziție... E, e greu și dacă vrei să te duci să l iei producător, să zici uite, vă împrii bai ca să îmi fac filmul și că nu are nici interes, pentru că el știe că totul la tine ajunge. Mm -hmm. Deci poate să vadă dacă merge bine, merge rău și după să decide, nu are exact, niciun motiv să. Exact, exact. Pentru că în alte părți, până în alte piețe se întâmplă asta, duci faci un pre-buy, un pre mm -hmm. și te duci așa și ăla este motivat că, ok, e un mic risc, dar pe de-o are și garanția că dacă e bine el la el. Și mm -hmm. atunci vine și spune, ok, hai că-ți acopăr eu 20% în buget. Și pe mâine tăiem din prețul vânzării, nu contează, dar părintele ajută foarte mult ca la cash flow să ai vânzarea făcută. Mm -hmm. uh, mi se pare că uh, industria uh, cinemaului se, se, mută un pic, arată Netflix un pic cum arată YouTube, în sensul că eu când postez podcastul mă gândesc ce să scriu în thumbnail ca să fie, da, să, să dea omul click, fără să fie clickbait. Uh, acum așa ajung și filmele, numai trailerul, poate cel mai important e ferestruica aia mică pe Netflix, Uh, cum, cum îți marchetează ei uh, uh, filmul. Mi se pare că nu știu dacă schimbă în bine sau în rău dinamica ei, asta. Nu, -o las, ai, că eu nu, eu nu, umblă la chestiile alea, că până la mășa e o, o, discuție pe care o ai. Adică, nu știu, când ne-am dus să vindem Clau și Baros, a folosit că taximetri și foarte bine pe Netflix în termenii ăștia, că nu vorbeam de, nu vorbeam de cifre de în spate, dar puteam să, astăzi vede cu ochiul liber, cât a stat în primele 10. mm uh -huh că acel primele 10 care îți apare când îl deschizi e dat de număr de clicuri pe care le dau utilizatorii. Mm -hmm. Și e un top la care nici ei nu umblă, că e un dator și pentru el să vadă cum a performat un film. Mm -hmm. um, și da, aia probabil este un driver de consum mai mare decât astăzi, decât trailerul sau decât alte mijloace, că o mulțime de oameni care a deschid Netflix să uită. Pentru mine e un fenomen pe care înțeleg, încerc să-l înțeleg faptul că avem din ce în ce mai puțini oameni în cinemauri dar avem pe de altă parte nu știu dacă te uiți la Insula Iubirii de exemplu, un show fenomen îi spun cei de la Antena 1, are audiențe de, am impresia, un milion de oameni se uită live la Insula Iubirii când apare Insula iubire și încerc să mă întreb de ce uh, atrage că audiența e clar, vrea conținut, îl consumă se uită când e acolo Uh, dar de ce de ce se uită atât de mulți oameni la insula iubirii și din ce în ce mai puțin se duc spre cinema și dacă ăsta e trendul ce putem învăța din el în ideea în care vrem să atragem oamenii și spre film, nu numai spre, nu știu, reality TV sau cum vrei să-i spui la insula iubirii. Dar mi se pare o discuție complicată că este la, o discuție la fel de complicată um, că dacă te, uiți la un, dacă te uiți la un top cu cât citești românii versus cât citești în alte părți, a, a, a circulat zilele astea unul. E un top foarte dureros, mereu. Era Era des. groaznic. De... Uh, dar e aceeași întrebare. Dar de ce nu citești românii? Mm. Și răspunsul e foarte complicat. De la și de la educație, o mă trece până cum arată librările și editurile în România, care sunt prețurile, cât de, cât de mare e subvenția de carte în România. Iar e o discuție. Că vrei să citească, fă, dă subvenția de carte, fă, în așa fel încât să ajungă mai multe. E ca la orice la, ca la orice, adică cum să bat oameni, cum să bat corporațiile pe spațiu, pe rafturi, la supermarket cine are raftul mai sus și mai vizibil Dar că toți știu că distribuția numerică produce consum rezidual, e la fel și la cultură. adică nu e... Uh, și e o, discuție, e o discuție complicată, adică oamenii se uită la reality show-ul peste tot în lume. Întrebare cum faci o masă critică care să meargă totuși la cinema și nu e vorba doar de cinema, să meargă totuși la teatru, să meargă totuși la operă, să cumpere cărți, uh, uh -huh. că nu e... Uh, Filmele și cinemaulele nu există separat de restul culturii. Nu sunt niște. nu e un, un fenomenat de separat. Orice întrebare îți pui despre filmele pe cinema poți să pui despre orice domeniu în cultura românească. Pentru mine e un pic. nu vreau să spun nesatisfăcător, e un pic. Da, poți fi și nesatisfăcător dacă să simți că Faptul că nu vezi nu, mă gândeam la cuvânt, dezamăgire, dar dezamăgire nu față de tine, ci față de fenomen. Faptul că nu vezi o cale prin care poți să ai conținut de substanță, conținut care, să spunem, aducem prin plan dezbatere esențiale pentru, nu știu, viitorul societății așa mai departe și care nu poate să fie împachetat într-o formă care este ușor digerabilă de masă. De exemplu, mie îmi place destul de mult și îl urmăresc pe Sasha Baron Cohen de când a făcut el, nu știu, Borat, acum când a fost 10 ani, 15, 20 de ani. Și. Uh, 10 ani. Și uh, ce îmi place la ce face el astăzi, pe lângă filmele lui de comedie și așa mai departe, uh, are două serii, Huiz America și mai are un serial, uh, în care el se deghizează, are tot felul de roluri da, da. prin SUA, pe acolo, se duce, le spune la ea prin Arizona că le construiește o moschee, uh, ea vor să-l împuște, în fine, sunt tot felul de situații cu camera ascunsă, să spunem așa. Și sunt, e o comedie de, de masă. Te uiți la el, nu trebuie să știi no. nimic, e fani. Uh, dar după ce închizi episodul, încep să spun niște întrebări. De ce erau oamenii aia din Arizona atât de împotrivă să aibă o moschee? Care era cultural, care era social uh, situația lor acolo? Uh, cu politicienii, cu un fine, e o, e o listă lungă. Și pentru mine e un exemplu de uh, fapt că poți să ai ceva, da o comedie gen American Pie, văzută de absolut oricine, fără niciun fel de background și se simte bine dar la final poți să ai și niște discuții serioase cu un un pic mai profunde decât suprafața pe care ai văzut-o. Eu asta încerc să găsesc și, și în munca ta și în general în în cinemaul românesc să înțeleg de ce nu putem să avem audiențe ca la Insula iubirii, undeva acolo băgat și cu subiecte care ar trebui poate dezbătute mai larg în societate. Păi, de asta, de asta, mi se pare că e un, e un e un sistem care din păcate are legătură și cu, cu lucruri de astea mai contabile cu distribuție prețul biletelor că Tu îi pui pe oameni să aleagă între foarte puține spații și foarte puține opțiuni și pe cu siguranță că vor alege prima oară niște opțiuni scapiste și nu mai rămâne timp sau bani sau spațiu pentru, pentru alternative. Mm. Și nu e, adică, nu e ceva românesc, este filmele cu supereroi, fac mult mai mulți spectatori decât, nu știu, Nomadland sau un film, o dramă socială americană. Diferența și mie, mi se pare că așa funcționează lumea astăzi, că adică nu e, nu e un mare mister. Cred că unde se face diferență este că puținul lor este enorm de mult mai mare decât puținul nostru. Și atunci noi avem echivalentul supereroilor dar nu avem echivalentul acelui puțin, care de fapt e, e destul de mult. Și ce mi-aș dori, bă, sau ce visez rezonabil, este ca puținul ăsta să devină substanțial, nu să devină mult. Că nu o să devină mult niciodată. Adică nu e... Nu cred. Ce, ce lipsește în mod așa mai pragmatic să putem și exporta conținutul pe care îl creăm. Deci, ca România, nu știu, am văzut, de exemplu, în, în, Spania, ai avut fenomenul la Casa de Papel, care s-a dus în conjurul lumii pe un film. O, știu, o, o, Dar limba spaniolă nu e chiar o nici... E adevărat. Ia da, uite, da, uite, da, de exemplu, Corea de Sud. Corea de Sud a umplut Netflix-ul și multe rețele de streaming cu tot felul de show-uri. Am acasă, se uită prietena mea la deci sunt atâtea seriale de la Am pierdut numărul, venite din Corea de Sud și aici vorbim de seriale, dar sunt și foarte multe filme, dar au luat Oscarul pentru Parasite în fine uh -huh. uh, și, și filme populare. Uh, noi de ce nu putem să spun așa să punch above our weight cultural? Ce ne lipsește? Pentru că mă gândesc că suntem o regiune interesantă cu foarte multe lucruri de spus, povești de, de relatat. Uh, noi de ce nu putem să trecem barierele astea geografice ale granițelor noastre dar da. sunt, sunt și geografice și financiare, adică sunt... Că nu le-am trecut noi, nu le-au trecut nici unguri, nu le-au trecut polonezii, nu le-au trecut niște... Aici, care nu sunt niște proști, am și școli de cinema enorme și fac niște filme... Așa și... Cumva toți le trecem la nivelul art house și avem niște școli de artă cinematografică și avem niște... Uh, realizări când intri în lumea blockbusterilor și lumea serialelor și lumea așa, e o lume unde banii contează foarte mult, distribuția contează foarte mult, marketing, adică e, industrie, este... Că de fapt asta e că toată lumea că cine mai e industrie, nu e tot timpul industrie, că filmele făcute cu 10.000 de euro nu sunt industrie. și asta e o piață în care ne putem juca. Dacă facem concurs, hai să vedem cine face filme cu bani puțin mai bine, Uh, ne putem juca, nu că nu, nu fac și ei adică, nu știu, ăsta uh, care au acum Pandoru, Sean Baker uh, care îmi place foarte mult cu Florida Project și Tangerine și mm. niște filme foarte interesante are primele lui două filme făcute pe New York niște de da, alea făcute, să vede că au fost făcute cu 10.000 de dolari adică uh, așa a început și el uh, când ajungi la nivelul industriei deja e spui Corea de Sud Corea de Sud nu e o țară mică și nu e o țară săracă și o piață enormă, adică nu știu. Um, făceam <coughs> vorbeam la, la, un moment dat, nu știu, un cu festival cu, cu, un băiat care avea o casă de distribuție, nu știu ce. Și care spunea că el face pe trei filme horror pan straight to streaming în Asia de Sud. Adică el știe ce face, el știe că o va să facă trei horror pan, cu bani puțin, dacă piața din Asia de Sud e, Asia e de mare. Mm -hmm piața coreană și piața, japo uh, piața coreană, japoneză și chinezească de horror, nebun cu horrorurile, că el pur și simplu da. n-avea nicio pretenție că face artă, nu le vedea nimeni la el în țară, la danez. Mm. El făcea trei horror pe an, după care le vindea la un streamer în gradă da. studio. Foarte, foarte mulți bani acolo. Mm. Și pe lângă faptul că sunt foarte mulți bani, faptul că e o limbă atât de vorbită, că noi trebuie să vorbim de niște oameni cu niște populații foarte mari, te face foarte pe harta lui de la New York, în birou la Netflix. Uh -huh. Că atunci când numără clicurile din Corea de Sud pe Netflix global sunt altfel decât clicurile din România pe Netflix global. Uh -huh. Pe Netflix global suntem probabil știu, 3 milioane de utilizatori. Uh -huh. De utilizatori înseamnă un cartier în seul. Uh... Un cartier bogat în care stau răspândiți. <laughs> da, da, da. Adică nu e. Chiar contează asta. Adică, nu întâmplător, dacă au fost. Uh, nu întâmplător la Hollywood, regizorii străini care au reușit cel mai bine sunt regizorii spanioli, de exemplu. Și mexicani, și argentinieni, sunt oameni veniți din limba spaniolă, pentru că au o populație enormă în, în, în Los Angeles, în lanțuri de cinemauri dedicate filmelor în limba spaniolă, pentru că stat de mulți spanioli și vorbitori spaniolă încât e o piață internă, nu e o piață. Adică și pentru americanie, dacă te duci în America să piciuiești filme, dacă piciuiești ceva pentru o comunitate atât de mare, e... Cred că au ajuns It's a good final, business. Da, absolut. cred <laughs> că au ajuns să sunt mai mulți voritori de limba spaniolă decât engleză acum în, în, Los Angeles și în Florida, sigur, am văzut, pentru că ea e pe ea care nu vorbesc engleză și ei pe ea care vorbesc ambele. Și, da. Atâta. și imaginează ce exact. asta ca business, că te duci la ei și le spui o să fac film în limba spaniolă. Mm. În limba română nu înseamnă nimic. <laughs> Bugetul. Bugetul, finanțarea rămâne răspunsul. Acum, uite, o întrebare, poate uitându-ne un pic spre viitor. Eu sunt foarte entuziasmat de tot ce se întâmplă acum cu inteligența artificială, fac muzică cu inteligența artificială, scriu întrebări la podcast cu inteligența artificială, absorb foarte mult conținut. Și sunt acum în special, mă uit la partea de uh, generative AI, da? de uh, generare, de imagini. Am văzut niște sketch foarte fani acum cu candidații la prezidențiale făcute de niște români. Um, crezi că ne îndreptăm cumva spre o, nu știu dacă să o revoluție, dar spre o democratizare în care mai mulți creatori vor avea acces... Um, vor avea nevoie de bugete mai mici pentru a crea aceleași efecte vizuale pe care până acum poate doar niște studiouri de la Hollywood și le, și le permitau? Adică, suntem așa cumva într-un într moment de cotitură pentru o industrie în care mult mai mulți creatori vor putea să facă film la un standard mai înalt? Habar nu-mi pricep așa de bine inteligența artificială. Cred că încă mai sunt de reglementat lucruri, de inclusiv etic și legal cu de unde sunt suse de inspirație, de unde își ia informația, cui aparține cele drept de autor. Dincolo de asta, cred că, da, acum bat câmpii un pic, că nu mă de bine, cred că ce e interesant la artă este că e tot timpul un amestec de familiar și nefamiliar. Și cred că inteligența artificială poate să lucreze foarte bine în zona familiarității, pentru că îți construiește niște medii din lucruri pe care știi deja, și nu cred că poate să producă surprize. Pentru că, de fapt, în artă, surprizele sunt date de un punct de vedere care este atât de individual și atât de ciudat că nu înțelegi de unde a venit. N-aveai training data pentru el. Da. Nu apare. Și mari creatori sunt oameni care scapă în... din zona de familiar, în care, care vin cu o viziune nouă, vin cu un fel de a privi nou, vin cu un fel de a folosi cuvintele nou, vin cu un fel de a folosi culoarea nouă și cred că aia e limita din în ce înțeleg a inteligenței artificiale că nu are training data pentru mm -hmm. creativitate out of the box. O să vedem anii următori o să fie foarte interesați interesanți, sperăm să mai avem și noi mai multe rețele de streaming prin România să avem competitivitate și apoi să le livrăm conținut eu cred că, nu știu, poate următoarea generație de regizori români și în general o să provină din, din YouTube mult mai mult ca până acum sunt uh, oameni în YouTube românesc astăzi care au milioane de oameni pe care de care sunt urmăriți uh, și fac conținut foarte fain Uh, Știu, dar aici e o discuție despre ce înseamnă să faci 5 minute faine și să faci 9 minute faine. Sau să. E clar, un, un pas un pas mare, dar uh... îți spun experiența mea trecerea de la scurt metraj, care e 15 minute, 20 minute la film de lung metraj a fost un șoc enorm. Mm. Și la scris și la filmat la orice, adică e pur și simplu schimbă foarte mult regulile jocului. Nu e, nu e, nu e așa de simplu. Dacă poți să fiu fanii 3 minute, poți să fiu fanii 2 ore. Vom, fiecare va trăi pe, pe pielea lui experiența asta, nu se învață în școală, se, se trăiește. Ne apropiem de partea finală, Bogdan. Vreau să te întreb acum că ne suntem în, în ce va urma, ce va urma pentru tine? Lucrezi la un film polițienesc cu polițiști informate de perioada ta ca jurnalist de investigație, înțeleg ce ne poți spune, de fapt ai 5 lucruri la care lucrezi în paralel, ce ne poți spune astăzi că va urma din direcția ta. Păi cele mai concrete sunt uh, trei să zicem eu un film pe care încerc să-l înșgheb acum <coughs> dacă tot vorbeam de lipsă de bani, chiar fără niciun bani ci doar așa cu prietenii cu uh, cu foarte puțin bani să, să fac Dar o să fie probabil un film destul de nișat uh, am un scenariu la care scriu cu Adi și cu Cosmin, cu Adrian Nicolae și Cosmin Nadel, cu pe care intenționam să-l terminăm și să-l filmăm în primăvară și care va fi un film de public am un film care a fost finanțat de CNC, filmul cu polițiști, pe care sper să-l filmez la anul. Acum suntem colegele mele producătoare de la Tangaj Production, piciuiesc în diverse țări și caută să mai strângă bani să avem bani să-l facem. De-abia aștept, să le, de -abia aștept să le văd. Până atunci, încheiem cum e tradiția la dialog liber cu întrebări rapide. Eu îți spun întrebările repede, tu decizi cât de lung sau scurt e răspunsul. Când auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești? Uh, Picasso. De ce? Că e un simbol, așa, cultural, mare. Au auzit de mai mulți oameni decât eu au văzut picturile. Uh, și mi se pare că e o discuție complicată, că acum, dacă, așa, cu standardele de azi, nu era un băiat foarte drăguț și nu se purta foarte frumos. Dar pentru momentul în care trăia, i-au ieșit toate și artistic și financiar, a avut și o viață frumoasă, va reuși să să-și picteze ce avea de pictat, să-și dească da. că viața cum își dorea. În ce lucruri îți găsești optimismul și fericirea în România? Cred că nu oamenii care îmi sunt apropiați și care îmi sunt dragi care găsesc resurse de bunătate, de generozitate, de umor, de inteligență. Dacă mi se pare că tipul ăsta de conexiune umană pe care îl ai transcede cetățenie, naționalitate, locație geografică. Într-o sută de ani, românii din viitor se vor uita înapoi la noi astăzi despre ce subiect sau la ce se vor uita cu dezamăgire, cu dezaprobare? Um... cred că cel mai mare subiect de dezamăgire, de la te retroactiv, este calitatea um, clasei politice, oamenii care o compun, adică oricât ne-am plânge de, de, sau am fi de nemulțumiți de, în jur de, oameni, de, de oameni din jurul nostru, politicieni sunt mult mai proști și mai mizerabili și mai jegoși decât oricine, adică nu e, e ceva s-a făcut o selecție negativă care este îngrozitoare, este efectiv nu știu nu poți să râzi taximetri și să votezi Ciolacu și eu Simion și adică, s sau stăiți la ei să zici da, ăștia sunt ăsta, ar să fie președintele țării adică, efectiv sunt mai răi decât taximetri și cei mai răi pe care am cunoscut <laughs> uh, ai vreo opinie în care crezi sincer, dar nu e împărtășită în sens larg de, de restul românilor sau de oamenii din jurul tău? Am, am, făcut la... Da, că cred că opinia e că sunt extrem de norocos, că, statistic sunt extrem de norocos că am născut în țara asta. Um, frecând o aiora la un moment dat am dat, era, nu știu, la Banca Mondială sau la... Nu mai țin de acolo, am un fond ăsta uh -huh. internațional, un calculator de venituri și îți băgai acolo veniturile... Și se spunea unde ești pe o hartă globală. Și mi-am băgat veniturile mele, care nu sunt în niciun caz ceva spectaculos. Adică câștig mult mai puțin bani decât atunci când lucram în publicitate. Uh, și eram în top 4% din populația globului. Și dacă iei scara asta mare și nu te gândești la Europa, ci te gândești la lume, și spui că statistic puteai să fii două runde și vezi calitatea vieții, venituri, nivel de trai, speranță medie de viață, acces la cultură, orice vrei tu, îți dai seama că nu știu. Faptul că te-ai născut în țară în care poți să, să bei apă de la chiuvetă e un noroc enorm. Suntem, suntem sărași la masa bogaților, asta e, adevărul, la masa celor mai bogate și Putem să bem apă de la chiuvete, un da. enorm. îmi aduc aminte, eu am locuit mult timp din Olanda și când mergeam din România în Olanda, în Olanda era mereu surprins, evident că venea tramvaiul la timp și toată zona era verde, în fine. Și odată m-am întors de o conferință din India, am venit direct în România. Și vreau să spun că atunci am dat seama că trăiesc în viitor și că totul e ok. deci... Priti Pretty Da. Spune-mi, dacă ai putea să trimiți un SMS către tine la 22 de ani, așa, 160 de caractere, deci mai uh, sucint, ce ți-ai spune? Um... Eu cred că mi-a spune să am... Ba, nu mi spune. Era să spun că să am mai multă răbdare, că am fost tot timpul un om foarte impulsiv și, da, pe de altă parte asta m-a și ajutat să progresez, să fac niște lucruri. La 22 de ani. A, ah, să mă lasă de fumat ah, mai, f prea... mai fumezi acum? Mai fumez acum, eu m-am lăsat M-am apucat târziu, foarte, de, foarte târziu de fumat M-am apucat după 22-23 de ani, că nu m-am apucat la 14, cum se face, că făceam sport Și e, e un obicei păcătos de care vreau să scap Și I-aș spune lui Bogdan Nu te mai apuca de asta Bun. ce carte ai dacă cadou fiecărui absolvent de liceu din țara noastră? Poți fi două, trei dacă vrei, dacă vrei să le ocup toată vara. Pe <laughs> uh... cred că le-aș da cărți de ficțiune, că mi se pare că așa te apropii cel mai ușor de, de, de citit. Și... Uh... De nu e o întrebare ușoară, e foarte mult obținut. <laughs> Ba nu, de fapt cred că le-aș da, le da, mai, mai, le da, mai, degrabă o carte de, în de istoria României, dar scris acum. Mm -hmm. Mi se pare că unul din sursele multelor tâmpenii în România, din discursul public, e lipsa de cunoașterea istoriei. Adică faptul că oamenii pot pe bune să fie, să fie uh, revoltați când li se vorbește despre contribuția lui la Holocaust, E șocant că e, e ceva atât de studiat și mm -hmm. istoric. Uh, faptul că există atât de multă manipulare legată de un trecut glorios al României care e 75% inventat. Uh, Cred că, 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 că ar fi de folos ca la orice în viață să știm cine dracu suntem și de unde venim și, unde venim și care e adevărul despre. Cred că este o carte chiar așa, este se numește Istoria României, scrisă de un francez, dacă nu mă înșel, dar e o, e o carte foarte ușor de. sau ușor de gerat, ușor de parcurs, um, care a mai fost recomandată la podcast de cineva, tot de exact în ideea asta să-ți cunoști trecutul. Altfel... Cred că, suntem, că asta mă gândeam, că mi se pare că suntem foarte. discursul nostru, noi despre noi, e foarte infantil, așa, foarte copilăresc. Adică oamenii se supără. Efectiv, ca niște copii. Știu că um, am văzut pe Facebook la un moment dat um, un istoric care a pus uh, o, o pictură care au un soi de reconstituire din mai multe surse al lui Ștefan cel Mare. Cum ar fi arătat Ștefan cel Mare pe bune, mm -hmm. luată, din, sintetizat în din diverse icoane, din, din, mm -hmm. din surse istorice. Și s-a jucat un pic cam ca la AI și a făcut o medie da. și i-a și dat un unul nasol, cu fața rotundă, cu coșuri, cu da. un păr slinos. Adică Ștefan cel Mare nu era Ștefan cel Mare din manualele noastre. Era unul mic și gras. Și s-a supărat lumea foarte tare pe el. și ăsta sărac cum spunea, dar... E așa, da. Ăsta e, adică, de unde, e? nu știu... Mihai Viteazul era chel, nu avea, păr, -avea părul lui Amza Pele. Da, da. da. Și, da, ce era amuzant era supărarea oamenilor, dar fix erau niște copii care își lase jucăria favorită, adică erau oameni în toată firea care erau dezamăgiți că Ștefan cel Mare, care e mort de nu știu câte secole, nu e frumos. Da. Și nu i-a spus Ștefan cel Mare e și frumos. E ceva foarte infantil în asta. Și ce zic, că adică să-ți vină cineva să zică că e ca la pe descoperi echipa ta favorită, de fapt, nu e cea mai bună din lume. Da. Care, sigur că e o dezamăgire la 6 ani, dacă ții cu Steaua și pe la șapte ani afli că Steaua nu e cea mai bună echipă din lume, că mai sunt echipe mai mari și mai bune decât ele, e foarte nasol. Dacă faci asta la 50 de ani, da, e să știi că eu am crescut în Ghencea mea luat mai mulți ani să ajung la concluzia asta. am asta, înainte de ultima întrebare pentru tine, Bogdan, le reamintești lor care ne urmăresc întrebarea ediției. Care este cel mai bun film românesc pe care l-ați văzut și de ce? Puneți-ne în comentarii, a, participați la dialog și vom trimite, avem trei cărți ale ediției pe care le trimitem către voi într-o săptămână. Revenind... Îți dăm un afiș imens aici pe Bulevardul Magheru să pui orice mesaj, idee, citat, imagine pentru bucreșteni de la Bogdan Teodorolteanu. Mm. Ce lei pune pe acest afiș? Este ultima întrebare de la Dialog Liber în această seară. Um... Cred că votează. Da. Mi se pare, mi se pare că. Uh... Din păcate, bo, oricât de clișeu ar suna, în toată lumea asta în care trăim, aici în București, în România, bă, oricât de lipsit de speranță ar părea sau de inutil gestul, până la mă, tot să ne implicăm civic într-o formă sau alta și votul este cea mai simplă formă de implicare, bă, e soluția. Adică orice e mai bun decât apatia și decât credulitatea și decât blazarea care, care ne înconjoară. Mm. Dacă toți oamenii care ies sâmbătă și duminică să plimbe pe calea victoriei s-ar opri în fața guvernului, uh, s-ar schimba lucruri. Pentru că pe calea victoriei, în fiecare sâmbătă și în fiecare duminică, să plimbă zeci de mii de oameni, probabil traficul depășește 100.000 de, de oameni. Mm. Dacă în fiecare sâmbătă seara oamenii să ar opri în fața guvernului și ar cere ceva, orice s-ar schimba lucruri. Mă gândesc că ascultând de că și cu experiența ta din mediul politic consultant de comunicare politică, ai putea să livrezi și un film în zona House of Cards românesc, House of Cards pe Dâmbovița, cine știe, poate în viitor, poate un documentar. Bine, și House of Cards e, e mai multă ficțiune decât mai, mai, multă ficțiune decât documentar. Sperăm că așa o fi. <laughs> Sau te care să fie mai rea, de fapt. Bogdan Teodor Olteanu, îți mulțumesc foarte mult pentru dialog, îți doresc lectură plăcută și mult succes în ceea ce îți propui. Mulțumesc foarte mult. Mersi și eu. Am ajuns la final, vreau super! Și s vreau și să aflu topul la cărți. La filme, v <laughs>